Bună ziua și bine ați revenit la Case Bune! Azi suntem în Corbeanca, într-o zi plină de soare. Aici avem o casă de vânzare pe care colegul meu, Ciprian Tănase, vă poate arăta dacă doriți să faceți o vizionare. Poziția casei este foarte aproape de pădure, cu acces pe acest drum pietruit momentan, dar presupun că atunci când toate casele din zonă vor fi construite, drumul se va asfalta. Ce vreau să vă arăt că este foarte important de știut este lotul de teren al casei, care are 1000 de metri pătrați și poartă de acces pentru două autovehicule și această frumoasă deschidere la drumul de acces. Iar ce vreau din nou să vă spun este faptul că de jur împrejur sunt doar case, nu sunt drumuri foarte traficate și casa se află într-o mare liniște, ceea ce pentru unii dintre dumneavoastră constituie un mare avantaj, pentru că în Corbeanca deja traficul este foarte aglomerat și la străzile principale este foarte mult zgomot. Vă invit să mergem să o descoperim împreună! Imediat cum intrăm în curtea casei, ne întâmpină această mare de gazon verde care abia a fost plantat și ce vreau să vă spun este faptul că există un sistem de irigații care poate fi pornit chiar din telefonul dumneavoastră printr-o aplicație, ca atunci când sunteți plecați din țară sau din localitate să puteți avea acces și să udați această iarbă frumoasă ca ea să se mențină pe tot parcursul anului. A casei este de 135 de metri pătrați. Aici avem o construcție pe parter și etaj, iar suprafața totală construită, desfășurată, este de 280 de metri. Ne rămâne o suprafață utilă de 240 de metri pătrați. Vă invit să vedeți cum este casa distribuită pe cele două etaje. Casa are multe calități, dar din punctul meu de vedere, de agent care a văzut nenumărate proprietăți de-a lungul timpului, pot să vă spun că una dintre cele mai importante calități ale unei proprietăți este distribuția camerelor în suprafața respectivă. Așa că, pornind chiar de la acest hol de acces, care este foarte luminos, putem spune că această proprietate vă oferă atât dumneavoastră cât și oaspeților dumneavoastră un mod comod de a veni sau de a pleca din proprietate. Vreau să vă arăt că aici există o nișă în care pot fi depozitate umbrele, sacoșe și chiar încălțămintea dumneavoastră, tocmai pentru a evita să se vadă atunci când musafirii vin în vizită. Zona de partela casei cuprinde zone diverse și aș vrea să vă arăt cum este livingul distribuit. El s-a ales în variantă deschisă cu bucătăria și există mai multe spații amenajate, începând de la locul de luat masa, care este organizat aici, zona de relaxare a livingului, care are și un șemine pe gaz și acesta poate să devină în zilele răcoroase un loc cald pentru zona de relaxare și, după cum se observă, există foarte multă lumină atât pe fața casei, în zona de bucătărie, cât și aici, în spatele casei, în zona de living. Bucătăria a fost aleasă de către proprietarii acestei case cu acest blat de tip insulă, iar aici s-au organizat destul de multe spații de depozitare, foarte interesante. Mie îmi plac spațiile de depozitare, de asta țin să vi le arăt de fiecare dată. Și în bucătărie există tot ce înseamnă echipament, începând de la cuptor cu microunde, cuptorul electric încastrat. Avem aici o plită care este tot electrică și ce mi-a plăcut, această hotă verticală pentru a evita să se pună de aici în tavan un alt tip de hotă. Și din câte am înțeles, trage foarte bine tot ce înseamnă miros neplăcut. Și mai ales că în spatele ei există și fereastra, deci practic avem dublă ventilație în această zonă. Este foarte bine luminat blatul și chiar și aici, dedesubt, mai avem
încă niște spații de depozitare și ce vreau să vă arăt, și mașina de spălat, care este foarte necesară și folosind-o câștigăm timp și, bineînțeles, facem o reducere de apă și detergent pentru a proteja natura. Pe parter regăsim și prima baie a casei, care de fapt este o toaletă de servici și poate fi folosită de către oaspeții dumneavoastră pentru a nu intra în camerele casei. Ne aflăm tot pe parter, într-o cameră care are dressing și baie. De fapt, e un birou cu dressing și cu baie, care poate avea destinația de dormitor, dacă este important pentru dumneavoastră să aveți un dormitor în plus în această proprietate. Poziția casei față de punctele cardinale a fost bine gândită și proprietarii au făcut scara de acces către etaj și camera tehnică pe zona de nord, tocmai pentru ca toate celelalte camere, chiar și dormitoarele, să aibă toate ferestrele spre zona de sud. Accesul spre etaj este foarte plăcut. Scara, după cum se observă, este integral placată cu podele din lemn masiv, mate, și aici regăsim din nou foarte multă lumină, iar pe ferestrele scării puteți să admirați curțile pline de verdeață ale vecinilor. Suntem în această oază de lumină de la etaj și aici este spațiu de relaxare al etajului, cu acces către această terasă frumoasă. Terasa este accesibilă și din două dormitoare ale etajului, astfel că vă puteți petrece aici după amiezile însorite. Suntem în dormitorul matrimonial, care are un tavan înalt și foarte multă lumină de asemenea, iar aici avem un dressing și baia lui. Baia care este echipată cu cabină de duș, un duș de tip walk-in și, ce e foarte important, două ferestre avem în această baie care permit o aerisire completă plus lumină naturală. Suntem în baia secundară a etajului, care deservește două din cele trei dormitoare. Aici s-a ales echiparea cu cadă. Regăsim același geam care luminează perfect și care poate aduce un plus de aer în baia dumneavoastră. Și ce mi-a plăcut foarte mult, în toată casa găsim aceste baterii de culoare neagră, în ton cu gresia și cu faianța care s-a ales pentru finisaje. Fiecare încăpere din casă are priză cu cablu TV și internet și acum ne aflăm în cel de-al doilea dormitor, care poate fi un dormitor pentru copii, și s-a ales această nuanță de verde pe unul din pereți. Și bineînțeles, vederea acestui dormitor este foarte frumoasă, este către curtea vecinului, care și ea este plină de verdeață. Suntem în cel de-al treilea dormitor al etajului și aici avem la fel un tavan înalt cu aceste grinzi din lemn aparente, accesul către terasă, despre care v-am spus mai devreme, și nu în ultimul rând, acest dressing care poate fi extrem de util pentru un dormitor. Și dacă proprietatea v-a plăcut, vă reamintesc că suntem în Corbeanca, lângă pădure, pe strada Cantonului. Avem aici 1050 de metri pătrați de teren, o construcție la sol de 135 de metri pătrați, suprafață totală 280 de metri pătrați și rămâne o suprafață utilă pentru interior de 240 de metri pătrați cu o structură parter și etaj. După cum ați văzut, avem 3 dormitoare pe etaj, avem un birou care poate fi transformat de asemenea în cel de-al patrulea dormitor al proprietății. Casa este echipată cu bucătărie mobilată și utilată și bineînțeles că dacă mobila din interior vă place, putem sta de vorbă. Colegul meu, Ciprian Tănase, vă poate aduce să vedeți această proprietate, care este ferită de zgomot, și dacă într-adevăr Corbeanca este zona pe care vă doriți, noi vă așteptăm la vizionare. Iar până data viitoare, știți, urmăriți doar case bune, dați-ne un like, un share și orice alte informații doriți despre proprietatea aceasta sau despre alte proprietăți pe care noi le-am prezentat, eu sunt aici să vă răspund la toate întrebările.